Bună seara, dragii mei, Mihai Racovician și revenim cu emisiunea noastră dragă, Dialogul Constructiv Salvează România. Și așa cum ne-am propus anul acesta, vrem ca fiecare emisiune să constituie un model, să identificăm oameni atât contemporani și, de ce nu, și dintre noi care pot constitui a fi modele pentru societatea românească. Și astăzi vom fi împreună cu Eugen Sechei de la Timișoara. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Și evident cu prietenul nostru Sorin de la Miercurea Ciuc. Bună seara, domnule Sorin! Bună seara! Și plecând de la un lucru extrem de important, și am spus că modelul pe care îl promovez eu este Domnul nostru Iisus Hristos, am să îl cantonez într-un motto care este extrem de mobilizator, extrem de puternic și care îți dă o speranță de mai bine în orice condiții. Îndrăzniți că cel a îmbiruit lumea. Această afirmație pe care Domnul Hristos a făcut-o atunci când a plecat spre cer către discipolii lui și urmașii lui, nu poate să ne creeze decât perspectiva unor valori, unor modele care, dacă le urmez, în mod cert, aduc și rezultate. Ce părere aveți, domnul Sechei? E o afirmație îndrăzneață, mobilizatoare? Ți-o place? Nu ți-o place? Toate cele trei. Îmi place, este mobilizatoare, este exact de ceea ce avem nevoie și sper că poate să devină o normalitate. Să gândim toți în acest fel. Da, dar trebuie să-l înțelegem pe cel care a făcut-o și să-l acceptăm ca și model. Sorine, cum apreciezi tu acest îndemn, această recomandare, această manifestare pe care trebuie să o aibă un om care crede în cel care este Iisus Hristos? E un îndemn până la urmă la cultivarea virtuții creștine. E o cale foarte greu de urmat. Adică nu, drumul nu este foarte bătătorit. E un drum cu foarte multe ocolișuri. Dar e greu, e frumos. Exact. Exact, dar ținta aceasta trebuie să fie. Evident. Și bineînțeles că vom aminti mereu lucrurile astea, pentru că vom aduce în fiecare emisiune câteva sintagme puternice care să mobilizeze modelul, să-l punem în undă și ne vom întoarce cu picioarele pe pământ să vedem că acest îndemn nu a fost doar o simplă zicere la adresa unor oameni. Și astăzi, bineînțeles, m-am oprit la seniorul politicii românești, Corneliu Coposu. Am avut șansa în anul 1990 să iau un interviu acestui munte de om care pentru români reprezintă un standard de om politic, un adevărat senior, un om care nu numai că a creonat și a trasat niște direcții, dar a reprezentat un punct de cotitură în ceea ce privește omul politic românesc. Și vom pleca de la o afirmație extrem de importantă pe care domnia s-a făcut-o în perioada anilor 90 și ulterior a demonstrat prin alte chestiuni lucruri deosebite. Negociem orice, dar nu negociem principii. Deci, dacă ne referim la politică, domnia sa nu a negociat principiile. Dar ca să putem să discutăm și să intrăm în niște detalii, ce înseamnă un principiu, ca să vedem ce înseamnă acest lucru, m-am oprit la una din definițiile pe care mi le dă Dexul. Element fundamental, idee, lege de bază pe care se întemeiază o teorie științifică, un sistem politic, juridic, o normă de conduită, etc. Evident că fiecare poate să aducă un conglomerat de idei generoase care pot să genereze principiile. Ce părere ai? Principiile se negociază? Pe mine? Mai da, da, eu te,
Da. În primul rând, deci eu zic, principiile nu se negociază, dar e bine să pornim de la existența acelor principii. Asta e ideea de bază. Trebuie să ai principii ca să negociezi exact. Sau să nu negociezi. Trebuie să enunțăm, fiindcă deocamdată ne uităm la oamenii noștri politici și nu înțelegem ce n-ar negocia sau ce ar negocia, fiindcă nu suntem în clar cu principiile pe care le posedă. Știm de fapt care sunt interesele, care sunt principiile, nu mai le înțelegem, nu le enunță, au ieșit pur și simplu din necesitatea unui partid politic sau unui om politic de a avea principii. Da, deci e foarte important să înțelegem ce sunt principiile. Sorine, mai avem oameni politici cu principii? General, oamenii politici ar trebui să urmeze doctrina politică a partidului în care sunt înregimentați. Dar, cum am mai spus și în alte emisiuni, după părerea mea, toate aceste doctrine sunt niște filozofii ratate. Deci, până la urmă, aceste doctrine sunt niște filozofii ratate care sunt utilizate doar în scop electoral, pentru a convinge, într-o democrație cel puțin, pentru a convinge electoratul să voteze o anumită formațiune politică. Asta sunt doctrinele politice. Dar lăsând la o parte doctrinele politice, deasupra acestor doctrine politice există niște principii. Acum, dacă ne referim la seniorul Coposu, domnia sa, făcând parte din familia creștin-democrată, se referea la principiile creștine până la urmă și, nu în ultimul rând, la cele care țin de consolidarea națiunii. Vreau să vi le înșir, îți vreo 5, dar extra câteva principii pe care domnia sa le-a promovat extrem de serios, în orice ocazie, prin conduită, prin tot ce a făcut, și aceste principii sunt morala creștină. Evident că lumea va zice, dar morala este morală, nu este creștină. Pardon, este creștină pentru că Domnul Hristos, pe care îl urmăm, a fost creștin și el a avut principii și a avut morala lui. Și eu cred în această morală creștină. Că unii vor să facă un bloc fără fundație, pe nisip, ca și comuniști. E problema lor, nu e problema mea. O să înșir aceste principii și o să revenim. Pentru că muntele ăsta de om pe care îl numim seniorul Corneliu Coposu a reușit, pentru că am avut șansa să iau un interviu în 90, să mă cucerească și să îmi explice într-un mod simplist cum trebuie promovate valorile. Libertatea este unul dintre principiile pe care ni le-am dorit încă din 1989. Acum, nu o să intru în detalii acum, dar vreau să vă gândiți la aceste chestiuni. Cum le înțelegeți voi? Cum le-ați dori voi? Cum le identificați în contextul dat actual? Dreptate socială. Ce e aia dreptate? La căței? Oare? Democrație desăvârșită. Pentru a fi desăvârșit, trebuie să înțelegi ce înseamnă democrație, cu plusurile și minusurile ei. Și patriotismul minunat. Asta îmi place foarte mult. Fabulos de mult patriotismul minunat. Hai să le luăm pe rând. Morala creștină, în fond și până urmă urmei, ce ar reprezenta pentru tine, Eugene, morala creștină? Ești un agnostic declarat. Da, cum ziceai, eu mă opresc la morală și consider că morala mea sau morala creștină nu ar diferi. N-are cum să difere, de fapt, fiindcă sunt niște reguli de conviețuire și conduită individuală și în societate. Deci așa văd eu problema moralei. Nu cred că există morală care să vină cu niște legi care sau cu niște conduite, niște precepte care ar fi antisociale. Nu? Deci
morala în general, pe oriunde o găsim, nu diferă pe tot acest mapamond. Asta e părerea. E un punct de vedere, dar și morala asta trebuie susținută cu un exemplu. Și de-aia e creștină, pentru că e Domnul Hristos. E un punct de vedere al meu. Cum apreciezi tu, Sorine, morala creștină? Morala creștină despre care vorbea seniorul, până la urmă, are legătură cu celelalte principii, cu dreptatea socială și cu democrația desăvârșită. Adică, în accepțiunea asta este folosită în creștin democrație noțiunea de morală creștină, adică e vorba de preocuparea față de toți membrii societății, de coagularea întregului ansamblu social în vederea creșterii nivelului de bunăstare și de conduită a întregii societăți. Vedeți, Domnul Hristos a venit pe pământ să schimbe lucrurile, adică să împlinească legea într-o altă manieră. Nu dinte pentru dinte sau ochi pentru ochi, ci prin dragoste, prin exemplu personal. Asta e morala creștină care intervine și ajută oamenii în nevoie. Și veți vedea că mi-am propus să identific și oameni care au această carismă, această calitate. Discutam foarte recent cu o persoană, are 4 copii, are probleme cu sănătatea, el și soția au hotărât să mai înfieze un copil. Deși bolnav, cancer, asta este un model de urmat, dragii mei. Astfel de oameni trebuie să-i promovăm și să le arătăm drumul pe care trebuie să meargă cei care doresc să construiască. Despre libertate. Haideți să vedem ce semnificație are libertatea? Din perspectiva ta, Eugene, ce înseamnă libertate? Nu știu. Chestiune complexă. Vreau să zic, libertatea la care ne referim este vorba despre libertățile și drepturile personale, din punctul meu de vedere. Deci este capacitatea omului de a coexista în societate cu alți membri a societății, având posibilitatea să decidă ca și un individ integru și de sine stătător. Deci nu e vorba doar de negarea libertății în sensul că suntem închiși, confinați, lockdown, etc., ci faptul că avem mai mult. E vorba despre libertatea de mișcare, libertatea cuvântului, libertatea de gândire, libertatea de a avea opinii diferite. Deci există o multitudine de atribute ale acestei noțiuni de libertate. Cum o vezi tu, Sorine, libertatea? E foarte greu să exprim o părere a mea personală, pentru că sunt influențat de toate teoriile și conceptele despre libertate care au fost uzitate de-a lungul timpului. N-are relevanță, dar pe baza acestora tu, ca un intelectual desăvârșit ce ești, trebuie să-ți formulezi principiile tale. Deci eu mi-e cea mai simpatică formularea libertății, mi s-a părut aceea în care se zice că libertatea este desăvârșită în momentul în care, în afara spațiului social, adică în viața ta intimă, poți să faci ce vrei, adică nu mai intervine statul, nu se mai preocupă de ce faci tu după program, ca să zic așa, în intimitatea ta. După cum se știe, în societățile nedemocratice, din păcate, nu există o viață intimă a omului. Acolo este violat în permanență și spațiul privat intim al ființei umane. Deci asta este libertatea, după părerea mea, adică după ce îți îndeplinești obligațiile în societate, să poți să te bucuri de intimitatea vieții tale. Pun o întrebare legată de libertate. Libertatea
este ceva fără reguli? Putem aprecia că putem obține libertate fără reguli? Sau trebuie să ne construim niște proceduri, niște, ca să nu fim chiar tehnici, să ne ținte pe care dorim să le atingem și să ținem cont și de cei din jurul nostru? Cum se manifestă libertatea la tine în sensul în care ți l-am descris, Eugen? Nu, e evident, e ceea ce menționasem anterior. Nu ai adus în discuție morala. Deci morala sunt acele reguli de conduită ale individului în societate. Libertatea este, cum se cheamă, e o dualitate între libertate și moralitatea respectivă. Deci de aceea nu putem, nu există libertatea fără limite, în care devenim vânători și ucidem pe oricine doar fiindcă nu ne plac opiniile. Deci asta s-ar putea într-o societate aberantă să fie considerată o măsură a libertății. Nu există așa ceva. Deci există libertatea în care rămânem în armonie cu restul societății. Putem să fim liberi, dar trebuie să mergem singuri în pădure și poate nici pădurea nu e suficientă, pe o insulă pustie. Cred că Robinson Crusoe a fost cel care era liber într-adevăr, până când nu a apărut prietenul lui Vineri. Sorine, cum e cu regulile și libertatea? Se îngemânează, nu se îngemânează, se influențează? Ce părere ai? Sunt foarte puțini oameni care se simt fericiți dacă sunt lăsați liberi cu adevărat. Adică libertatea poate deveni o povară la un moment dat și discutam și în emisiunea trecută despre analfabeții existențiali. Adică există riscul ca în momentul în care un om obișnuit cu anumite reguli sociale, dacă este lăsat liber, să se sufoce cu acea libertate, să nu știe ce are de făcut cu ea. Adică libertatea este destul de greu de practicat când ea devine desăvârșită. Iată că avem încă un lucru important pe care trebuie să-l explicăm. A fost o întrebare, ce este adevărul? N-a avut răspuns, nici acum nu are răspunsul, pentru că cel căruia i s-a pus, deși avea putere, deși avea drept, deși avea reguli, deși avea securiștii lui, deși n-a știut să identifice adevărul. Domnul Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Cum crezi tu, Eugene, despre această afirmație? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Absolut de acord. Dar ce este adevărul? Că întrebarea i-a fost pusă unui imperator și noi tot căutăm să vedem ce este adevărul. Adevărul sau toată realitatea noastră este obfuscată, cum vedem foarte des în timpurile moderne. Deci înainte exista poate o simplitate a vieții prin care adevărul era foarte obiectiv. Deci știam, răsare soarele, e zi, plouă, ninge, e întuneric, avem foc, avem de mâncare. Adevărul era ușor de stabilit. După care au venit filozofii și au discutat despre relativitatea adevărului, după care au venit politicienii, ne-au încurcat și mai rău. Deci acum nu mai știm ce e în sus, ce e în jos. Și cum descoperim adevărul dacă nu știm ce e sus, ce e jos? Hai să te văd acum, dacă te-ai băgat în brezele astea, singur. Da, nu, deci menționez întotdeauna aceeași soluție, acea gândire critică prin care încercăm să readucem la un nivel elementar, același lucru cum facem în fizică, sau nu știm teoria, mergem la axiomă,
revenim la teorie, rezolvăm problema. Deci eu personal încerc și le spun tuturor să descompună până la elementele, până la componentele elementare ale problemei, ale situației, pentru a repune baza acestui adevăr și aș clădi cu blocuri care sunt cuantifiabile. Deci uităm de toată povestea, revenim la nivelul cel mai de bază, pornim de la ceva ce este sigur și clădim de acolo complexitatea. Asta este o metodă. Folosit, acum un pic de filozofie prea înaltă, dragul meu, și trebuie să știi că trebuie să ne adresăm și unor oameni care vor să afle adevărul simplu. Vreau să spun o părere personală despre lucrul ăsta. Cel mai greu e să vorbești simplu. Trebuie să fii extrem de bine pregătit și să înțelegi că nu trebuie să te înțelegi pe tine, ci trebuie să te înțeleagă ceilalți pe tine. Sorine, cum e cu adevărul? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Pentru că vorbim de libertate. Cum apreciez această afirmație? Și adevărul este o chestiune foarte relativă, la fel ca și conceptul de libertate și conceptul de adevăr a fost întors pe toate fețele și mi-aducem aminte cum s-a terminat dialogul dintre Pilat din Pont și Iisus, care a întrebat până la urmă ce este adevărul. Asta a fost finalul discuției. Vis-a-vis de adevărul care te face liber, cred că mesajul creștin este ca întotdeauna să dai dovadă de onestitate și sinceritate față de aproapele tău. Despre asta e vorba și să nu trăiești în minciună în relația cu aproapele tău. E vorba despre una dintre cele 10 porunci. Adică să nu îți minți aproapele și să fii onest în relația cu el. Revenind la Xenion Coposu, vreau să vă spun că domnia sa a stat vreo 17 ani în pușcăriile, temnițele comuniste. Situațiile le putem identifica în foarte multe interviuri, în multe materiale pe care Ionuț Gherasim, care este președintele Fundației Corneliu Coposu, încearcă să le prezinte lumii de astăzi, care e paralelă cu realitățile în multe situații. Și vreau doar să vă aduc aminte meritele marelui om politic, seniorul Coposu, când a scos Sula și a băgat-o în coaste la Iliescu. Ne aducem aminte prin ianuarie, când la discuțiile de la, nu știu ce era acolo, ce palat era, domnia sa, domnul Corneliu Coposu, a spus că aceasta nu este democrație. Trebuie organizate partide politice, trebuie alegeri corecte făcute, FSN-ul să nu participe ca partid politic la alegeri, că așa este corect, la care marele simțitor de la Moscova, domnul Coposu, vreți să-mi băgați Sula în coastă? A rămas într-adevăr o chestiune de importanță majoră și ce mare lucru a spus Corneliu Coposu ulterior. Păcat că vom ajunge să fim conduși de cei care au condus FSN-ul și la 25 de ani. Și se pare că n-a greșit. Omul cu viziune, Corneliu Coposu, a promovat adevărul, indiferent de cost. N-a negociat principii și ne învață și pe noi peste viacuri să încercăm să schimbăm lucrurile. Însă aceste emisiuni își propun ca oameni de diferite profesii să încerce să promoveze ceea ce a promovat el. Și el ce a vrut să spună oare prin dreptate socială? Ce trebuie să înțelegem, Eugene, prin dreptate socială? Dreptate socială, din punctul meu de vedere, cum înțeleg acest concept, este a da tuturor
tuturor cetățenilor, oamenilor din orice clasă socială, drepturi și, nu drepturi, ci oportunități egale. De a nu crea niște clase care au privilegii, care se bucură de, nu pot să le zic libertăți, fiindcă libertățile se aplică tuturor în același fel. De a nu crea privilegii. Da, exact. Sau clase, sau caste, sau, cum să le zicem, mai avem alte denominațiuni de genul ăsta, secte. Nu insecte, că probabil că la secte n-ajung ei, poate insecte de genul ăsta care ne facem de mirul lumii, mai ales acum cu prețurile combustibililor, care eu personal, domnule, hai că pun o întrebare actuală. Cum s-a format acest preț exploziv la energie? Mă poți lămuri? Că eu încă nu m-am lămurit. Eugen, ai circulat în toată lumea, hai să te vedem acum. Dă-ne exemple, pentru că eu totuși nu înțeleg ce s-a întâmplat. E povestea Enron. S-a făcut exact același lucru cu mulți ani înainte în Statele Unite, când o mare companie și-a creat un monopol de fapt și ei efectiv controlau prin așa zisa piață deschisă prețul energiei punctual. Deci ei dețineau producătorii, îi sunau și le spuneau, acum închideți centrala. Se uitau în California, ziceau, cererea e mai mare decât oferta, fiindcă a oprit centrala. Ca atare, multiplicăm prețul. Ultra mare scandal, zeci de miliarde de dolari furați. Deci noi am mers pe exact același model care a venit de la acest capitalism monopolist care nu menține o egalitate în piața. Spune ce ai, hai să ne deslușim și noi să ne luminăm. Păi nu, zic, e exemplu din Statele Unite, n-am ce să fac. Ei au zis că nu, au creat un monopol de fapt, asta e, fiindcă au permis să facă acest lucru. Deși au principii, după cum știi, există legi antimonopoliste în Statele Unite, tocmai pentru a împiedica acest este dovadă că omul este mărginit, încă n-a ajuns la desăvârșire, încă se degradează mereu. Hai să vedem, Sorine, ce înseamnă dreptate socială, că ne apropiem cu pași foarte mari de încheiere. Și n-am parcurs tot subiectul care l-am propus. Dreptatea socială ar trebui să fie rezultatul egalității de șanse care să existe în mod real în societate, această egalitate de șanse. După cum știm, și ăsta este un principiu destul de greu de aplicat, pentru că așa e viața omului. Nu ne naștem toți în familii bine așezate. Deci e foarte greu să vorbești despre o egalitate de șanse pe care ți-o oferă. Dar cum poți atingi egalitatea de șanse? Există state care reușesc. Nu există state, e simplu. Motoul emisiunii noastre. Îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Ce înseamnă asta? Să te pui să muncești. Egalitatea de șanse e o chestiune care trebuie asigurată de stat, e evident, de reprezentanță. Da, dacă o refuzi, problema este că tu de tine depinde. Dacă te bați și te muncești și vrei să ai o șansă egală cu ălălalt, să știu un singur lucru, statul suntem noi și știm foarte bine că și Cain și Abel au fost doi și au format un stat și unul l-a ajutat să nu mai fie. Deci foarte clar, dragii mei, avem încă 10 minute de dialog și vreau să mergem puțin de tot mai alegro ca să putem să ne apropiem de încheierea subiectului. Mi s-a părut un subiect foarte interesant, părerile au fost deosebite, merită să le dezvoltăm și să discutăm un pic și despre democrație. Domnul Sechei, ai fost prin mai multe state. Hai să le înșirăm încă o dată și te rog pe tine să le spui și la fiecare să faci un comentariu legat de democrația pe care ai întâlnit-o acolo sau ce formă de organizare au avut acele state. Primul rând, Belgia,
Da, deci este o monarhie constituțională. Ceva bun, ceva rău. Ceva bun, ceva rău de la fiecare. Scurt. În momentul când am ajuns acolo, după, să zicem, 6 luni, mă gândeam că dacă Kafka ar fi ajuns în Belgia, s-ar fi sinucis. Fiindcă, într-adevăr, birocrația lor este absolut ucigașă, ineficientă și total aberantă. N-am putut să constat mai mult, belgenii sunt foarte conservatori, deci din punct de vedere politic n-am perceput foarte mult, doar faptul că a existat și în acel timp, deci în anii 90 la început, o puternică tendință de a sparge țara a diviza țara pe criterii naționaliste. Deci francofonii față de flamanzi cu Bruxelles în mijloc. Ceea ce era exact contrariu a ceea ce doream eu. Eu vedeam o unitate între oameni, Europa, în care ne integrăm cu toții, cel puțin așa gândeam în anii 90, Belgia făcea exact contrariu. Următoarea etapă, Canada, din nou același gen de monarhie constituțională, mult mai eficientă, mai plăcută, mai neutră și mult mai puțin xenofobă față de ce am întâlnit în vechea Europa, în Belgia, deci asta aspect pozitiv. Negativ era că am aterizat tot în Quebec, unde francofonii vreau neapărat să se separe de Canada. Ei nu sunt canadieni, sunt francofoni, știm toată istoria cu Franța, care a lăsat colonia britanicilor, și francezii s-au făcut călăriți de aceștia. Până la urmă, Quebecul a rămas în Canada și totul a fost bine, a devenit o democrație absolut liniștită, fără valuri. Următoarea etapă, Singapore, care este un model al statului gen nou, care a reușit să se sustragă de la lumea a treia, cum era în 1965, când a fost înființat, și cu un conducător cu niște principii foarte puternice, cu un partid politic de asemenea foarte puternic, a reușit să aducă țara la nivelul țărilor de rang întâi. Dar dacă încercăm să găsim democrația acolo, există un paravan de democrație, fiindcă din 65 până acum a fost un singur partid care a ținut în același fel puterea. Din fericire, se pare că sunt la genul acelor dictatori iluminați, care oferă supușilor o viață foarte bună și toți supușii sunt mulțumiți. E un exemplu destul de rar, dar da. Cam astea sunt experiențele. Revenind în România, încerc să descoper... Da, n-ai fost în state, n-ai fost deloc? Am fost și în state relativ puțin. Acolo, într-adevăr, este un fel de... mult mai aproape de o anarhie politică, mai ales că până recent, până pe chestia asta cu COVID-ul, aveau niște libertăți care erau absolute, nu? Deci libertatea de exprimare. Eu părere critică și am fost de două ori în state și mi s-a părut puțin de tot altfel. Parcă la noi mai multă libertate decât la ei. Sorine, hai să vedem cum este cu dreptatea socială, parcă nu, dar nu democrația. Cum e la noi cu democrația? Tocmai citeam o statistică că numărul statelor considerate democratice a scăzut în ultima perioadă, mai ales de când cu pandemia, și culmea, campionii democrației, adică Statele Unite, au suferit un regres în ceea ce privește democrația conform acestui studiu care s-a făcut. Adică e din totalul statelor, două treimi sunt state nedemocratice. Adică democrația este democrația, la fel ca și libertatea, sunt foarte greu de conservat și
sunt lucruri pentru care chiar merită să luți, pentru că îți dai seama, e ca chestia aia cu aerul, îți dai seama cât de greu e fără aer când începi să nu-l mai ai. Dar vis-a-vis de Corneliu Coposu, el a spus altceva. El a zis că să ne ferească Dumnezeu ca după 25 de ani pe eșichierul politic atât dreapta cât și stânga să fie reprezentate de FSN. Asta a zis Corneliu Coposu. Și n-a greșit, exact, a intuit. Haideți că mai avem un minut și jumătate și vreau să conchidem această emisiune cu sintagma patriotism luminat. Seniorul Coposu a fost un mare patriot luminat. Ce însemnează pentru tine a fi patriot luminat, domnul Eugen? În primul rând, a pune interesele țării și interesele cetățenilor deasupra intereselor externe. Ceva ce îmi doresc foarte mult și cred că sunt de acord cei mai mulți români cu mine. Sorine, ce însemnează patriotismul luminat? Exact cum a zis Corneliu Coposu, patriotismul nu trebuie clamat. Adică el nu era de acord cu patriotismul ăsta clamat. Patriotismul luminat este patriotismul practicat fără să faci bravadă de chestiunea asta. Adică să-ți vezi de treaba ta în folosul națiunii. Ăsta e patriotismul luminat. Am fost împreună cu Eugen Sechei, împreună cu Sorin Truță și am încercat să vă prezentăm modelul Corneliu Coposu, asociat cu zicerea pe care Domnul Hristos a lansat-o la plecarea în cer. Îndrăzniți că ce eu am biruit lumea. A fost o emisiune de suflet interesantă, am ascultat părerile unor oameni care acum ne-am rodat și încercăm să oferim altfel de mesaje de speranță, să credem în țara noastră, să credem în principii, să credem în dreptate, în libertate, să ne fundamentăm viața pe morala creștină și de ce nu să devenim mai mereu și în fiecare zi patrioți luminați. Mă bucur că mergem înainte și vom căuta să aducem în spațiu public și alte modele încât cei care ne pot privi să se gândească că pot să fie și ei la fel, să-și iubească țara, să o respecte, să o construiască, pentru că prea mulți au dărâmat până acum tot ce ne-am străduit noi să construim. Noi, cei care suntem împreună de mulți ani și căutăm ca să facem binele cetății. Doamne, binecuvintează România pe toți românii, oriunde ar fi. Orice ar face, orice profesie ar avea, fie ei că sunt oameni politici, de le multă minte și înțelepciune, să aibă îndrăzneală, acea îndrăzneală fundamentată pe morală, fundamentată pe dreptate socială, pe adevăr. Pentru asta ne trebuie oameni școlați, pregătiți, formați în așa fel încât să aibă simțul responsabilității bine structurat. Doamne, dă sănătate tuturor, putere de muncă și să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare în aceeași echipă, chiar și mai completă, să dezbatem. Pentru că dacă dialogul constructiv îl punem în evidență, vom avea o speranță nouă de viață. La mulți ani România, la mulți ani români, mai avem șanse, hai să le fructificăm!